câțiva luni în urmă. Și acest regulament nu prevede decât, și această hotărâre nu prevede decât modificarea regulamentului. Dacă această hotărâre privește modificarea regulamentului inițial aprobat și îl schimbă 99% din textul lui, mi se pare o eroare din partea prefecturii că au făcut lucrul ăsta. A doua chestie. Dacă se face o modificare, trebuie să scrie în titlu. Modificare. Pentru că ordinea de zi s-a dus la conștiință publică, da? Să face publică ordinea de zi. Și oamenii trebuie să știe dacă este o modificare sau este un regulament nou. Pentru că la regulamentul nou e caută clic la dezbatere publică. Pe site-ul chimării. Nu s-a ținut dezbatere, nu poate fi regulament. Spune. Modificarea regulamentului. Dar trebuie să modifice pe tot și nu se putea să modifice într-un tot regulamentul. Modificarea cu anumite articole. Dar lucrurile au rămas așa. Lucrurile au rămas așa, toată lumea este fericită, mulțumită, parcările înfloresc în municipiul Brăila. Nu am să spun eu dacă de AGL-ul, FUPA AGL-ul, Serviciul de Utilitate Publică și Gospodării Locală, nu? A plătit către primărie sumele pe care le-a dat toate. Pentru că eu am înțeles că primăria a acționat în judecată de AGL-ul. Pentru recuperarea unor sume. Vă dați seama ce situație sunt? De AGL-ul care a primit bani la primărie pentru a face investiții niște utilaje de construcții, de reparații drumuri. Deci de acelea de AGL discută. Nu știu cum a putut primarul să dea bani pentru investiții unei instituții care nu și-a făcut datorii de primărie.